de sărbători vreau să vă adresez urările mele. Sigur că e puțin ciudat, pentru că, în mod normal, președintele țării adresează asemenea mesaje. Nu e cazul meu. Ce pot să vă urez, în primul rând, este să aveți nervi foarte tari pentru anul următor, în care vor urma două serii de alegeri. Nu slăbiți spiritul civic, vă rog să fiți prezenți la urne și la locale și la parlamentare și să nu vă lăsați descurajați. Faptul că lucrurile nu merg neapărat așa cum v-ați dori, nu înseamnă că trebuie renunțat. Deci, în primul rând, curaj vă doresc, nervi tari și perseverență.